Vineri 29 ianuarie, ora 16:30 de minute, ora adevărului, doamnelor și domnilor. Tema din această seară, Consiliul Județean și proiectele județului Olt. Invitatul din această seară, doamnelor și domnilor, este nimeni altcineva decât domnul Marius Oprescu, vicepreședintele Consiliului Județean Olt. Bună seara și bine ați venit! Bună seara noastră și telespectatorilor noștri! Am considerat de comun acord și cu colegii în redacție că ar trebui să invităm și din cadrul Consiliului Județean Olt și chiar pe dumneavoastră v-am ales ca și invitat, să discutăm un pic despre proiectele județului Olt, pentru că am văzut în ultima vreme, în ultimii, hai să zic, 2 ani, nu vorbesc și din anii anteriori că s-au realizat lucruri, am văzut că s-au întreprins multe lucruri, zic eu, destul de frumoase, deși presa nu prea laudă de obicei și e cârcotașă, critică și bine face. Nu mă dau un lături de la acest lucru, dar acum pot să spun că s-au realizat și lucruri frumoase la nivel de județul Olt. Aș vrea să ne concentrăm, după cum am spus și telespectatorilor în tema emisiunii, aș vrea să ne concentrăm, domnule Oprescu, pe proiectele care s-au derulat în ultimii ani și, de ce nu, care sunt în derulare acum în prezent și ce proiecte mai inițiați sau mai aveți de gând a fi puse în aplicare în viitorul apropiat sau în viitorul îndepărtat. O primă întrebare cu care vreau să debutez discuția este aceasta. Știm că în decursul timpului, nu numai județul Olt, dar și celelalte zone ale României, au cam tot stat și au cam fost codașe la capitolul mediu. Știți foarte bine și din presa centrală, dar și din presa internațională, că au fost știri pe această temă a mediului, în care ne cam criticau cei de la Uniunea Europeană că nu prea suntem atenți cu ceea ce înseamnă protecția și politica de mediu. Aș vrea să întreb Consiliul Județean Olt, în ultimii ani, ce a făcut privind această politică a mediului pe județul Olt și ce schimbări au survenit care să fie în beneficiul cetățenilor? Da, dacă vorbim de proiectele de mediu ale Consiliului Județean, am putea să le împărțim în două categorii. O serie de proiecte care Consiliul Județean le-a accesat direct ca și entitate beneficiară a acestor proiecte și o serie care a participat ca membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltul împreună pe compania de apă. În ceea ce privește proiectele directe, pentru că despre ele aș vrea să vorbesc astă seară, este vorba unul dintre cele mai importante proiecte de mediu pe care Consiliul Județean l-a accesat, este vorba despre managementul deșeurilor la nivelul județului Olt, un proiect din care fac parte toate cele 112 localități ale județului Olt, un proiect pe mai multe componente. Despărțite astfel componentele ar însemna achiziționarea de eurocontainere pentru întreg județul, astfel încât colectarea se facă selectiv în eurocontainere standard, construcția 4 stații de transfer și a platformelor betonate pe care vor fi amplasate eurocontainerele, închiderea gropilor neconforme din marile orașe la nivelul întregului județ conform standardelor europene și, bineînțeles, cel mai important, centru de management al deșeurilor de la Bălteni, adică groapa de gunoi de la Bălteni. Toate aceste proiecte în acest moment au fost finalizate, urmează ca în perioada următoare noi să scoatem la licitație operarea atât a stației de gunoi de la Bălteni, dar și a operatorului care va colecta gunoiul pe întregul județ. La ora actuală, la nivel de județul Olt, ați acoperit cu achiziția acestor eurocontainere toate localitățile? Bineînțeles. Sunt peste tot? Eurocontainerele, este vorba despre o cantitate de 6.000 și ceva de eurocontainere, pentru că ele nu vor fi amplasate la fiecare gospodărie, ci în zone pe străzi. Foarte aglomerate, da. Exact. Eurocontainerele au fost achiziționate toate și distribuite către primării. Ele nu se văd amplasate la fața locului pentru că acest proiect încă n-a început să funcționeze și atunci primăriile le-au stocate într-un spațiu al primăriei, de obicei le găsiți, dacă mergeți prin județ, le vedeți, sunt amplasate în curtea primăriilor ca să le aibă sub pază.
dar toate primăriile au intrat în posesia Eurocontainerilor în acest și moment. Și când sunt amplasate ele? Cam în ce perioadă? Sau? Noi în perioada următoare, chiar săptămâna aceasta, am avut o întâlnire la autoritatea de management pe post mediu la București, să vedem exact care sunt pașii următori, pentru că au fost anumite divergențe, nelămuriri care au presupus acest proiect și am fost să ne punem de acord în principal cu orașele mari, să vedem cum procedăm. Vom scoate în cel mai scurt timp, vor fi scoase la licitații, iar noi am solicitat AMEU-ului la București ca operarea gropii de la Bălteni să ne dea voie să se facă de către o entitate a Consiliului Județean până când se va stabili operatorul care va fi privat prin licitație, astfel încât entitățile existente în acest moment, operatorii care strâng gunoiul din județ, să aibă unde să ducă gunoiul. Pentru că noi în acest moment avem o problemă, că în toate orașele suntem pe finalizare cu închiderea gropilor de gunoi și gunoiul nu va mai avea unde să fie dus. Spuneți-mi și mie, aceste gropi de gunoi neconforme, toate au fost acoperite, toate au fost șterse, hai să zic așa, cu ghilimele de rigoare, de la nivelul calității, pentru că, de ce vă întreb acest lucru? Noi cu curățenia și cu igiena cu partea asta stăm cam prost și cam rău și dacă accentuez un pic, m-aș gândi un pic și la zona aceasta limitrofă a Slatinei. Nu ține neapărat de groapă de gunoi, Doamne ferește, dar zona din spatele grădiștei și de aici, de pe lângă TCH, cum este cunoscută Slatineilor, cam colcă de mizerie, domnul vicepreședinte. Adică toate zonele limitrofe marilor orașe, dar și localităților, dacă mergeți la comune, da, suntem puțin în urmă. Poate acest lucru a fost posibil, această debandadă în strângerea gunoiului, pentru că nu am avut un proiect integral la nivel de județ de strângerea gunoiului. În momentul în care proiectul ăsta va deveni funcțional, eu sunt convins că în întreg județul se va sesiza o schimbare majoră. Bineînțeles, vom avea de lucru și la mentalitatea oamenilor, pentru că noi avem în acest proiect, tot pe fonduri europene, avem prins și campanii de conștientizare, mergem prin localități cu flyere și vorbim cu oamenii astfel încât să înțeleagă importanța acestui proiect și de ce trebuie să contribuie. Pentru că noi degeaba amplasăm acele Eurocontainere, dacă oamenii nu vor merge până acolo unde este Eurocontainerul să ducă gunoiul. Da, domnul vicepreședinte, foarte mulți dintre slătineni și nu numai dintre slătineni au tot întrebat, dar de ce, domnule, trebuie să existe această selecție a gunoiului? Puteți să dați un răspuns dumneavoastră sau trebuie să chemăm pe cineva de la mediu? Da, bă, cum să adică vă spun? Această inițiativă a Parlamentului European, că nu e de la noi. Nu, sunt directive europene care sunt prinse în normele de aderare a României în spațiul european și, bineînțeles, dacă vreți, pentru o ușurare a gestionării deșeurilor pe urmă, pentru că, efectiv, în celula care are aproximativ 880.000 de metri cubi, prima celulă construită la Bălteni, va intra doar gunoiul menajer. Restul, sticlă, plasticul, ele vor fi selectate într-o primă fază, așa cum am spus-o, selectarea deșeurilor se face de către populație prin containere diferite pe culori, dar și la centrul de management de la Bălteni noi avem o stație de sortare care gunoiul care va veni acolo va intra din nou la o sortare astfel încât să separăm, pentru că plasticul se va putea fi refolosit. Reciclarea, sticla la fel, fierul la fel și atunci efectiv în celula de acolo nu va intra decât gunoiul menajer. Fiindcă tot am discutat despre gunoiul menajer și celelalte deșeuri, aș vrea un pic să discutăm și despre problema aceasta. Noi la nivel de România, n-aș putea spune numai la nivel de județul Olt sau de regiunea Oltenie, marea majoritate a orașelor, vorbesc acum la orașe, mai puțin la comune, pentru că nu există, avem spitalele cam în mijlocul, cam în centrul orașului și nu cum sunt în Occident și bănuiesc că și dumneavoastră ați călătorit prin prisma funcțiilor pe care le-ați deținut de-a lungul timpului, nu, spre exemplu, cum este în Austria, în Germania,
mai spre periferie și să aibă un loc de, de strângere a deșeurilor separate de, de celelalte deșeuri. Ce facem cu, cu problema aceasta? Noi avem, ca și celelalte orașe, cum menționam mai devreme, la nivel de România, avem spitalul în centrul municipiului. Ce facem? E o problemă și aici. În ceea ce privește deșeurile medicale, care au un statut cu totul special. Și un risc biologic foarte mare. Există o reglementare foarte clară. Ele nu intră în circuitul deșeurilor menajere, adică nu pleacă împreună către groapa de gunoi. Sunt firme specializate care colectează acele deșeuri și pe care le duc în locuri speciale, crematorii și așa mai departe, incineratorii sau neutralizare. Pentru că în momentul de față, la nivel de minister, la nivel de țară și din acest proiect face parte și Spitalul Județean de Urgență, se încearcă construirea la Slatina, de către minister într-un program la nivel național, a unui neutralizator de deșeuri. Și acesta unde să fie amplasat? În curtea spitalului. Și credeți? E totul ecologic, adică nu produce, nu este un crematoriu în care produce fum, funingine care poate să meargă către blocurile de acolo. Efectiv, acele deșeuri se neutralizează, iar apoi când pleacă din cadrul spitalului, ele nu mai au niciun exact fel de... Exact, mi-ați ghicit gândul meu pentru a vă adresa și această întrebare. E o problemă, Spitalul Județean de Urgențe este un pic strâns de niște blocuri din prejur. Pe partea aceasta, dinspre Crișan, nu de la șoseaua veche de pe Pitești, cum e cunoscute. Foarte mulți dintre locatarii acestor blocuri s-au temut. Nu, degeaba v-am întrebat de această operațiune este de strângere la nivel de țară cu bani europeni, iar la final acolo va fi o neutralizare 100% prin proceduri simple, nu se va pune problema de vreun crematoriu, nu se va pune problema că va ieși fum sau funingine, va polua zona. Deci nu există niciun fel de pericol și niciun fel de probleme, vă dați seama că nu puteau să obțină autorizația și nu putea să funcționeze așa ceva. Adică nu, e bine sunt că pure speculații și nu. Da, e bine că am lămurit. Nu există niciun fel de problemă. Să ne întoarcem un pic la cele două proiecte pe mediu care mi-au atras și mie atenția, conservarea biodiversității în Olt și sistemele de integrare de management pe mediu. Ce aduc ca și beneficiu slătinenilor și celor din județ? Pentru că și cei din județ ne privesc în această amiază. Managementul deșeurilor, vă dați seama că atunci când acest proiect va deveni funcțional, în primul rând, ceea ce spuneați noastră, să văd o grămadă de deșeuri aruncate la marginea Slatinei. Pentru că nu am avut foarte clar. Cumva la noi în țară lucrurile au mers puțin anapod, dacă întâi s-a făcut legislația și apoi s-a făcut infrastructura. Cred că ar fi trebuit întâi făcută infrastructura necesară care apoi să vii cu legislația și să impui anumite reguli și restricții. La noi întâi s-a făcut legislația și au apărut restricțiile, dar gropi conforme nu prea au existat până la construcția acestei gropi de la Bălteni, care va fi unică la nivelul județului și toate localitățile vor duce gunoi acolo. Vom avea cu siguranță și pentru Slătineni, dar și pentru toți cetățenii din județul Olt, vom avea un județ mai curat. Asta este foarte clar. Bun, aș vrea să continuăm un pic lista proiectelor care le-au tot lucrat cei din Consiliul Județean, dar și cele prezente. Ce ați putea să ne spuneți dumneavoastră cele mai importante? Eu m-am oprit la acestea pe mic. Dacă vorbim de proiectele pe fonduri europene, practic să știți că ca și entitate administrativ-teritorială, Consiliul Județean a încercat să acceseze fonduri europene pe toate măsurile posibile care ni le-a permis legea în acel moment. Adică plecând de la infrastructura rutieră, infrastructura în sănătate, infrastructura socială, pe cultură, reabilitarea muzeului, pe mediul de afaceri, construcția bursei de cereale de la Corabia. În orice am reușit să găsim o portiță și să construim ceva, Consiliul Județean s-a implicat astfel încât toate măsurile să fie accesate și să încercăm să aducem cât mai mulți bani europeni în județul Olt. La nivel de proiecte pe ceea ce înseamnă drumurile interjudețene, ce ați realizat?
Pe fonduri europene sunt în acest moment circa 100 de kilometri de drumuri județeni reabilitați și modernizați pe POR, dar și pe programul transfrontalier România-Bulgaria. Bun. Aș vrea să ne oprim un pic pe sănătate. Știm foarte bine că s-au tot vehiculat în presa centrală, în presa locală și, de ce nu, chiar a atins și presa internațională, tot felul de știri din Oltenia, dar și din județul nostru. Știți foarte bine că de foarte multe ori cu cele două cazuri care au luat amploare privind anchetele malpraxis care s-au petrecut în urma decesului a două persoane, s-a tot vehiculat această idee, Spitalul Județean de Urgență, Slatina, Spitalul Groazei și așa mai departe, etc. Nici nu vreau să mai amintesc alte calificative. Vreau să ne spuneți concret, ca și autoritate județeană, ce s-a realizat în ultimii 2 ani. Accentuez pe acest interval de timp. Ce s-a realizat în Spitalul Județean de Urgență Slatina? La ce să se aștepte slătinenii și oltenii când intră în acest spital care a fost destul de mult blamat și care cred că nu merită nici acum și nici atunci, cred că nu a meritat aceste calificative din cauza, eu știu, unor anumite persoane care poate nu și-au făcut în momentul acela treaba, au suportat toată lumea oprobiul publicului și nu cred că a fost bine. Ce a făcut Consiliul Județean? Proiectele punct cu punct, vreau să ni le enumerați. Și la ce să se aștepte, asta mă interesează în mod special, să aducem în fața telespectatorilor, la ce să se aștepte și slătinenii, dar și cei din județ când intră în Spitalul Județean de Urgență Slatina? Da, e adevărat, este o emblemă nemeritată de către Spitalul Județean. Au fost anumite cazuri care au dus în această direcție, dar să știți că sunt și foarte multe lucruri bune care s-au făcut în Spitalul Județean de Urgență, mai ales de când acest spital a trecut administrativ în subordinea Consiliului Județean Olt. Și printre cele mai importante, pentru că în detalii nu știu dacă avem timp în această emisiune să detaliem fiecare proiect în parte, dar aș aduce aminte despre, în primul rând, reabilitarea pe fonduri europene a ambulatorului Spitalului de Urgență Slatina, un proiect de 4,4 milioane de euro, în care 26 de cabinete au fost modernizate și dotate cu aparatură de ultim nivel, astfel încât policlinica, așa cum o numeam noi, și așa se și numește, exact cum se numește și acum, a devenit una de nivel european, cu programări, cu recepție, cu cabinete moderne, cu aparatură, astfel încât oamenii să știe să-și facă o programare, să nu stea la cozi interminabile sau să vină dimineața și să intre în cabinet să-l consulte doctorul la ora prânzului sau după prânz. Deși nu vă ascund acest lucru, iertați-mă că vă întrerup din ceea ce spuneți dumneavoastră, deși nu vă ascund acest lucru că s-a mai întâmplat să intru în ambulatoriu în anumite dimineți și să mai văd aglomerație pe la uși, pe acolo, prin... Avem anumite cabinete care sunt foarte aglomerate, iar noi am făcut o cerere la minister prin care să dublăm acele cabinete cu încă un cabinet, astfel încât să nu se mai creeze această aglomerație. Bun, sunt unele cabinete ale policlinicii Spitalului de Urgență Slatina, care sunt foarte căutate pentru că prețurile, spre deosebire de mediul privat, sunt foarte mici în comparativ cu mediul privat și de asta oamenii vin acolo și normal că se creează o anumită aglomerație, dar sperăm ca acest lucru să fie... Nu degeaba v-am întrebat, domnul vicepreședinte, dacă întrebați și medicii, dar și directorii medicali de spitale, în fiecare an, și asta vă spun și din proprie experiență, se întocmesc niște protocoale medicale în care se relevă faptul cam ce ar exista pe un anume număr de populație dintr-o anumite zone, cam ce prevalență a bolilor ar exista în acea zonă. Nu degeaba v-am întrebat de aceasta și am accentuat un pic pe ceea ce am văzut eu în ambulatoriu de aici, din Slatina. Vă întreb, cum putem asigura niște spații noi sau unde putem
asigura niște spații noi în care să dublăm numărul cabinetelor, spre exemplu, pe boli interne, diabetologie, boli metabolice. Știm foarte bine că există o problemă. Obezitatea este o problemă națională, nu mai este o problemă zonală sau, eu știu, izolată într-o anume localitate. Da? Prin bolile cardiovasculare, tot la fel. Bolile oncologice. Cum puteți dumneavoastră, ca și Consiliul Județean, să ajutați sistemul de sănătate, la nivel de județul, vorbim acum, să dubleze spații ca și cabinete de consultație sau sal de tratament și așa mai departe, unde și cum ați județean de urgență Slatina are spațiu. În momentul în care noi începem reorganizarea întregului, investițiile în întregul spital, pentru că anul ăsta urmează să scoatem la licitație, dar începusem cu derularea proiectelor care s-au întâmplat deja la Consiliul Județean, urmând să atacăm și problemele și investițiile care urmează să le facem, da? Printr-o reorganizare foarte bună a spațiului, spitalul are spațiu. Deci vom reuși să găsim spații astfel încât ele să facă parte integrată din ambulatoriu de acum și să asigure o dublare a cabinetelor care sunt foarte aglomerate. Și aș vrea să revin la investițiile, pentru că m-ați întrebat despre investițiile la Spitalul de Urgență Slatina. Vorbeam de ambulatoriu, apoi sunt anumite secții care s-au făcut din bugetul propriu al spitalului sau cu bani veniți de la Consiliul Județean, iar aceste secții au fost modernizate. Investiția de la extinderea unității de primiri urgențe a fost cu bani de la Consiliul Județean în parteneriat cu primăria. Total, investiție la extinderea unității de primiri urgențe a costat 3.400.000, dintre care 1.500.000, aproximativ, vă dau sume aproximative, nu foarte exacte, 1.500.000 au venit de la Consiliul Județean, 1.500.000 de lei au venit de la primăria Slatina. Diferența până la quantumul de 3.400.000, cât a costat tot proiectul, au venit cofinanțare de la Ministerul Sănătății. Apoi, modernizarea unității de primiri urgente existente, în afară de extindere, a fost 10% Consiliul Județean, restul de la Ministerul Sănătății, o serie de dotări, unele pe bugetul propriu al Consiliului Județean, unele pe buget european, pentru că odată cu modernizarea ambulatoriului am putut să cumpărăm și o serie de aparatură și este vorba despre celebru litrotitror care îl folosește secția de urologie unde este un aparat de spitalele de stat din zona de sud. Ajungem și la urologie, dar vreau să mă opresc un pic la secția UPU. Într-adevăr, ce văd acum, vreau să vă spun așa, ca o chestie de picanterie, cu ghilimele de rigoare, vedeam acest lucru când eram copil mic în Spitalul Municipal București. Mă rog, cum este cunoscut Spitalul Universitar. Da? Spitalul condus de Sorin Oprescu, perioadă lungă de timp. Așa, am văzut acolo recepția și mă gândeam, oare pentru ce trebuiește recepția? Și vă spun asta în anii 1987-88, cam așa. Sigur că mă bucură ce văd acum la ora actuală, că avem și noi o recepție, avem și noi un compartiment de triaj unde poate să-și desfășoare activitatea. Însă eu nu mă împac cu o idee și vă spun acum, nu ca medic, și vă spun ca și om de presă. De ce această parte a parterului nu este folosită toată? Asta în ideea faptului că au trecut spitalele în driguirea, hai să zicem așa, a autorității locale și județene. De ce acel parter nu este folosit tot pentru ceea ce înseamnă desfășurarea actului medical? De ce să mai fie administrația spitalului, adică birourile administrației spitalului, să fie incluse în acel spațiu? Aș vrea ca tot parterul acela și să fie folosit... Să fie folosit numai pentru act medical. Veniți cu o întrebare prin care îmi ridicați o minge la fileu. Am luat în calcul să mutăm birourile administrative de la parterul spitalului, să le mutăm în clădirea de vis-a-vis acolo unde este DSP-ul în acel moment
și am cerut DSP-ului să încercăm să găsim un alt spațiu tot al Consiliului Județean, astfel încât pe ei să-i mutăm de acolo, astfel încât să ne rămână tot parterul Spitalului Județean din corpul central, că despre el vorbim, că acolo sigur sunt că birourile administrative, sigur să rămână da. Doar pentru act medical. Sigur că da. Și atunci ar fi o continuare a actului medical și s-ar putea... Suntem în discuții cu cei de la Direcția de Sănătate Publică, pentru că trebuie și ei să accepte, au și ei o serie de nevoi în ceea ce privește spațiu și nu am găsit până în acest moment spațiu necesar astfel încât să îi putem muta pe ei acolo, ca să putem muta birourile Spitalului Județean de Urgență, astfel încât parterul acela să ne rămână pentru acum. Întreb în virtutea faptului că la nivel de orașul Slatina, merg foarte mult pe jos eu, mai ales când sunt în Slatina, nu am nevoie de mașină, la nivelul municipiului Slatina sunt foarte multe clădiri care prezintă un anume grad de afectare, de decădere și ar putea fi folosite și de ce nu să se facă și un corp special în care să fie adăpostit DSP-ul, conducerea administrativă a spitalului și să se degreveze foarte mult acest... Poți să muți conducerea administrativă a spitalului în oraș să nu fie în cadrul spitalului, adică e impropriu. Da, nu, dar vorbesc, DSP-ul deci ar putea să fie... Exact, asta am și gândit. Și conducerea să fie în locul DSP-ului. În afara curții spitalului, dar este o altă discuție pe care noi am promovat-o, vom găsi spațiu necesar astfel încât DSP-ul să accepte acest lucru și bineînțeles că îl vom face, nu? Bun. Nu s-a pus problemă. Am auzit mai zilele trecute că s-a adus și un aparat RMN la nivelul spitalului de urgență Slatina. S-a găsit spațiu, pentru că tot am moment, vorbit de UBU și bineînțeles că foarte s-a găsit important. Spațiu, producătorii și cei care asigură asistența pentru instalarea de astfel de aparatură, pentru că la nivelul spitalului Slatina trebuie să spunem că în ultimii ani am ajuns să avem două computere tomograf, unul care îl avea spitalul de câțiva ani de zile și este reparat, pentru că la un moment dat acum 2 ani de zile se stricase, l-am reparat, este în regulă, în acest moment funcționează și îl folosește spitalul de-a întregul, unul care l-am achiziționat la acum un an și ceva de zile împreună cu extinderea unității de primiri urgente și modernizarea întregii UPU. Și este nou, este performant și îl folosește unitatea de primiri urgențe pentru toate urgențele acesta din județ care vin. Acesta pe ce fonduri vin. A fost adus? Iertați-mă că vă întreb. Fonduri de la Consiliul Județean plus Ministerul Sănătății. Bun, ok. Și RMN-ul care a venit la finalul anului trecut și s-a găsit spațiu tot la parter pentru că, așa cum spuneam, toate au fost având o anumită greutate și o complexitate de montare al lor, ne-au cerut să găsim și de funcționare. Și de funcționare. S-a găsit spațiul la parterul spitalului și urmează ca în perioada următoare să-l acredităm astfel încât să putem da drumul la acel RMN să funcționeze. Și cam în cât timp așa va fi dat drumul? Pentru că bănuiesc că curiozitatea celor noi de noi sperăm de ca la finalul lunii aprilie acel RMN să funcționeze și la prima renegociere a contractului cu casa să-l prindem și în contract. O primă perioadă va funcționa pe bani, pentru că nefiind prins în contractul cu casa, nu putem asigura gratuități la funcționarea lui. Iar la jumatea anului, când se va renegocia contractul cu casa, vom putea să-l prindem ca parte componentă și să avem și gratuitate al cetățenilor. Domnul vicepreședinte, asigurat. Vreau să urcăm cu un etaj mai sus, la etajul 1, tot în blocul central. Nu vă ascund faptul că în foarte multe conferințe de presă, care le-au avut și managerii trecuți, și managerul care a fost până acum pe 26 ianuarie, și de acum încolo va mai exista această întrebare a mea și le voi adresa și celorlalți manageri, ce facem cu și nu vreau să fiu acuzat că sunt tendențios sau că am ceva cu cineva. Ce facem cu acea secție de recuperare medicală prinsă între două un compartiment și o secție chirurgicală, de către două servicii chirurgicale? E o problemă destul de gravă, zic eu. În primul rând, că nu este conform cu normele europene, dacă se dorește a fi un spital de urgență județean la nivel european și către asta se tinde, după câte văd eu, și nu este conform nici cu deontologia profesională medicală. Deci, ca și autoritate județeană, ce ați putea spune sau cum ați vedea o soluție?
Noi în acest an, în bugetul Consiliului Județean, pe care l-am aprobat în ședința de Consiliul Județean de ieri, am aprobat fondurile necesare pentru terminarea neonatologiei și pediatriei. Este vorba de un proiect care se întinde pe 4 etaje din, din corpul materno-infantil al Spitalului Județean de Urgență Slatina. Și acolo sunt alte probleme, da, sigur. Și acolo sunt, dar pe asta, acolo problemele sunt pentru că acele 4 etaje au intrat în reparații încă din luna noiembrie. A dat ordin de începere a lucrărilor. O să ne referim și la acest bloc materno-infantil. Vă dați seama, e șantier, adică se lucrează pe bucăți ca să nu deranjeze activitatea. Bineînțeles că atunci când ai un șantier într-un corp de clădire în care se desfășoară un act medical, mai există și inadvertențe. Nu se pot. Dar ideea e perspectiva, pentru că altfel nu poți să te apuci de nimic dacă nu. O să discutăm și despre acest bloc materno-infantil. Investiții. Imediat revin la ce spuneți. În, așa cum am spus, în buget am prins bani pentru finalizarea lucrărilor în neonatologie și pediatrie. Este vorba despre 2.800.000 de lei, dar și dotarea cu aparatură și mobilier modern în toate aceste 4 etaje care le vom finaliza, dar am prins și bani pentru scoaterea la licitație și începutul procedurii de reorganizare și modernizare a blocului central al Spitalului de Urgență Slatina. Bun. Când se va reîncepe recompartimentarea și modernizarea, bineînțeles că se va ține cont de anumite proceduri care nu corespund normativelor medicale sau normelor practicii medicale europene. Vorbeați mai devreme de această secție care se regăsește între deci, două repet încă o dată, nu vreau să se înțeleagă că sunt tendențios, că sunt malițios sau că am cu cineva ceva. Cum să vă spun, nu e vorba de nimic, e vorba de o reorganizare care, bineînțeles că vom ține cont de toate procedurile. Așa funcționa, gândiți-vă că spitalul, până să intervină Consiliul Județean și să înceapă modernizarea lui acum câțiva ani de zile, funcționează așa încă de la deschidere. Cu varul pe pereți, cu tocăria și așa mai departe, cu tot ceea ce are în acest moment, este încă din anii 70 de când au fost deschise secțiile respective. Sunt primele modernizări care se fac și bineînțeles că va exista și o reorganizare a spațiilor medicale. Bun, urcăm mai sus. La ora actuală, discutam mai devreme până să intrăm în emisie, de un nou bloc operator. Mi s-a părut destul de frumoasă ideea și încântătoare. Despre ce nou bloc operator v-ați gândit dumneavoastră ca și autoritate județeană să construiți și unde să-l amplasați și cum să funcționeze acesta? Păi, așa cum am spus-o, după ce terminăm investițiile cu neonatologia, pediatria, după ce vom termina blocul central, care este un proiect de amploare, să știți, nu este simplu, este un proiect care la nivelul SF-ului înseamnă peste 16 milioane de lei numai execuția lucrărilor, nu vorbesc de dotarea cu mobilier și ceea ce înseamnă acolo, ne gândim să construim un nou bloc operator care să asigure o funcționare a spitalului și să fie pus într-un spațiu astfel încât să poată să beneficieze toate corpurile clădirii și toate secțiile de acel bloc operator. Și unde anume? Pentru că, vedeți, este, mie mi se pare un pic curtea acestui spital foarte aglomerată. Sunt mai știți multe că clădiri. Oamenii din domeniu care știu ce au de făcut o să găsească locația. Noi, să zic așa, am și identificat o posibilă locație pentru construcția acelui bloc, dar e o altă discuție pe care aș vrea să o facem la momentul respectiv, să ajungem acolo. Până atunci avem câteva proiecte importante de finalizat la Spitalul Județean, care nu se vor finaliza pocnind din degete, pentru că vorbim de... Sigur că și aș vrea să ne întoarcem, că da. Și dumneavoastră sunt convins că vrea să vă întoarceți la neonatologie și sigur pediatrie, că da. Sigur că da. Unde spuneați că au apărut niște probleme. Primii bani la neonatologie și pediatrie noi am dat la finalul anului 2010. Bani care s-au folosit o parte pentru construcția studiului de fezabilitate și a proiectării și diferența ne-a fost dată înapoi că n-au reușit. Procedura e să-l scoți la licitație, a durat. În 2015 a fost scos la licitație și procedura după scoatere la licitație am avut bani prinși pentru cofinanțare și o parte au fost angajament pe neonatologie și pediatrie al Ministerului Sănătății, angajament care la această oră n-avem garanția că Ministerul Sănătății și-l mai ține și dacă nu și-l ține, Consiliul Județean Olt este pregătit să intervină cu întreaga sumă astfel încât
acest proiect pe care ni l-am asumat să-l ducem la bun sfârșit și la fel nu s-au consumat din ei decât 100 de mii de lei. Deci un miliard vechi ne-au fost returnat și acum venim cu suma de deschidere, pentru că, așa cum v-am zis, în octombrie a fost dat ordinul, în noiembrie a fost dat ordinul de începerea lucrărilor, n-au avut când să facă și acum venim cu întreaga sumă și vrem să terminăm acel proiect. În concluzie, cu blocul materno-infantil, în ce constă această modernizare și această reorganizare? În primul rând, la neonatologie este vorba despre terapia intensivă atunci după ce se nasc bebelușii, sunt ținuți în anumite condiții. Nu știu. A vorbit despre masele radiante, nu? Da. Nu știu dacă ați fost înainte și ați văzut cum arăta neonatologia. Știu. Dacă știți cum arăta, o să vă invit. Din păcate, tot la fel. O să vă invit după ce vom termina să vedem cum o să arate neonatologia, terapia intensivă și tot ceea ce înseamnă condițiile hoteliere atât pentru nou-născuți cât și la pediatrie, etajele 78 pentru pediatrie, pentru copii, vor fi la standarde europene. Atât condițiile hoteliere, vorbesc de încăpere, spații, cu tot ce înseamnă la fiecare pat, tot ce înseamnă nevoile medicale, dar și la nivelul mobilierilor și paturilor și tot ceea ce înseamnă. Da, vreau să vă spun că în decursul timpului, în anii anteriori, mi se părea așa o diferență foarte mare între blocul operator din blocul materno-infantil, pentru că e separat de celălalt bloc, da, operator, și celelalte etaje. Și zic, măi, cum au putut ei să realizeze cei de acolo, când era șef doamna doctor Dana Conea? Cum au putut să realizeze cât de cât în blocul operator și sus să rămână cam de izbeliște, vă spun sincer, adică până mai acum când să înceapă aceste lucrări, erau acele uși care de-abia se mai țineau în balamale, vă spun sincer. Și da, am constatat și noi, vă dați seama că merg destul de des pe spital și am văzut ce, iar eu îmi tratez copilul în acest spital, deci n-am cum să nu știu cum arată pediatria. Și mai e o problemă și cu acest bloc medical, cum este cunoscut de foarte mulți. Acesta cam când intră într-o reabilitare totală și la standarde europene? În ceea ce privește secția medicală, din resursele... Blocul tot medical, da. Blocul tot va intra după ce terminăm cu blocul central. Dar pe secția medicală, deja din resurse proprii ale spitalului atunci când au avut economii, s-au făcut anumite investiții. Secția medicală nu arată chiar rău, ca să zic, în comparație cu anumite secții din spital în care din anii 70 nu s-a investit nimic. Deci lucrurile acolo stau puțin mai bine. Vom interveni, bineînțeles, pentru că după ce vom duce la bun sfârșit toate aceste investiții pe care ni le-am propus și le vom face, că avem resursele necesare, adică toate lucrurile sunt gândite astfel încât să le realizăm, nu doar să începem proiecte și să le lăsăm începute că nu o să avem bani de cofinanțare, vom trece și tot spitalul va fi modernizat, deci nu există. Domnul vicepreședinte, am adresat și această întrebare pe care vreau să vă adresez și dumneavoastră acum și domnului viceprimar Cristi Bircea, vă adresez și dumneavoastră. Ce facem, de ce nu avem la nivel de Slatina o alternativă a acestui spital de urgență județean? De ce nu avem și noi un spital municipal? Oare la nivel de Slatina nu se poate găsi, eu știu, un teren sau un loc anume în care să se construiască și un spital municipal? Eu cred că e o discuție mai complicată. Nu, vă întreb asta ca și... Cred că terenul se poate găsi din punctul meu de vedere. Județeană, din punctul meu de vedere. Și Slatina face parte din județul acesta. Ar trebui să ne concentrăm, avem un spital și să-l punem la punct așa cum trebuie, cu condiții hoteliere bune, cu aparatură medicală, cu un anumit mod de lucru al personalului medical de acolo, așa cum a și reieșit din acreditarea spitalului, adică în condiții foarte sus, și cred că nu va fi nevoie de un spital municipal. V-am întrebat acest lucru pentru că foarte mulți medici din Spitalul Județean de Urgență Slatina ar fi mult mai degrevați de ceea ce înseamnă cazurile acestea programate și de monitorizare cronice. No, haideți să vă spun ce se întâmplă. De exemplu, UPU era foarte aglomerat, unitatea de primiri urgențe, pentru că în întreg județul nu existau unitate de primiri urgențe. De urgențe. Spitalele aveau gardă, linie de gardă pe anumite lucruri, dar nefiind,
intrate într-un sistem, toate cadrurile veneau la Slatina. Și cadrurile simple. Și, acest și efectiv, da. Unitatea de primire urgentă de la Slatina era foarte aglomerată. În momentul de față, Spitalul Municipal Caracal va avea unitate de primire urgențe cu contract cu Ministerul Sănătății. Adică o parte din cazurile care vor ajunge la ei, având contract cu Ministerul Sănătății, vor fi interesați să le trateze acolo. Și le vor fi rezolvate. Și vor fi rezolvate și tot ceea ce înseamnă o mare parte din, o parte bună din județ, nu vor mai veni toate la Slatina. Iar personalul va fi degrevat astfel încât când ai 100 de cazuri, nu poți să te ocupi la fel de bine ca atunci când ai 30-40 de cazuri. Domnul vicepreședinte, și acest aspect este foarte adevărat și vă dau dreptate. Însă vorbeam și celălalt aspect, că sunt foarte aglomerați medici din Spitalul de Urgență Slatina și așa este. Și ei trebuie să respecte niște cadre legale exact. De funcționare a Spitalului de Urgență Slatina. Și vreau o alt, și doresc, nu că vreau, doresc și acum în prezent, și o alternativă. Adică pentru cazurile în care trebuie să fie monitorizat un bolnav cronic sau pentru cazurile programate. De asta v-am întrebat de această alternativă, nu s-ar putea găsi la nivel de municipiu. De exemplu, vis-a-vis de ambulatoriu, noi avem în plan pentru anul acesta, prin preluarea Spitalului Drăgănești, pentru că am preluat fizic clădirile de acolo, să deschidem într-una dintre clădiri care n-arată foarte rău. Toate clădirile de acolo. Am preluat toate clădirile, dar o parte din clădiri care sunt în regulă și arată foarte bine, vrem să intervenim asupra lor, să le modernizăm și să avem o variantă ca oamenii din zona Drăgăneștiului să nu mai vină să bată drumul până la Slatina, până la ambulatoriu din Slatina, să deschidem o serie de cabinete medicale pe ambulatoriu, extensia ambulatorului Spitalului de Urgență Slatina, chiar în Drăgănești, în acel spațiu, astfel încât oamenii să fie mai aproape și să participe doar pe cabinetele care sunt foarte populare și printr-un studiu făcut de DSP și de către managementul spitalului, sunt populare și vă referiți la centrele de sănătate alternative? Nu vorbesc de centrele de sănătate, e vorba de o extensie a ambulatorului Spitalului de Urgență Slatina, într-un spațiu care în acest moment îl are Spitalul Slatina în administrare. Deci nu vorbim de centrele de sănătate care țin de primării și sunt în directa subordinea DSP-ului. Acum aș vrea să ne oprim un pic și privind acest domeniu social. Au fost discuții și vor mai fi în continuare privind aceste centre pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoanele care au probleme psihice și așa mai departe. Nu trebuie să-i marginalizăm pe acești oameni, nici într-un caz. Consiliul Județean, în ultima vreme, ce a realizat pentru aceste persoane defavorizate? Ca proiecte și... În primul rând, ca proiecte pe fonduri europene, o serie de cămine, centre de îngrijire și reabilitare a persoanelor cu handicap au fost reabilitate pe fonduri europene. Este vorba despre căminul de bătrâni de la Slatina, cel de la Cezienii, Șopârlița și construcția unui centru de reintegrare ocupațională la Drăgănești-Olt. Cito Drăgănești, prescurtat. Drăgănești, ori pe strada Drăgănești sau în Drăgănești? Nu, în Drăgănești. În Drăgănești. Da. Bun. Aș vrea un pic să ne oprim și la acest centru de terapie ocupațională de pe Drăgănești, strada Drăgănești, al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Au fost discuții în avara cadrului filmat sau scris în presa scrisă, cum că o anume asociație s-a ocupat de acest centru de terapie ocupațională de pe Drăgănești. Vreau să-mi spuneți, dumneavoastră, ca și Consiliul Județean, cu ce ați contribuit, dacă ați contribuit în totalitate, dacă ați fost ajutat de vreo asociație. Vorbim de cineva. Despre centru din Slatina de pe strada Drăgănești, Drăgănești. Sau centru din Drăgănești? Centru de terapie ocupațională de Drăgănești. Drăgănești Old a fost construit printr-un proiect cu finanțare europeană, cu cofinanțare de la Consiliul Județean, în totalitate de către Consiliul Județean. N-are legătură cu niciun fel ajutat de asociație. Nimeni. În ceea ce privește anumite
intervenții, sponsorizări sau cum se numesc ele, care este termenul, ale diverselor asociații, bineînțeles că am avut deschidere de, pentru toate asociațiile care au vrut să vină în sprijinul copiilor și bătrânilor internați în, prin cadrul Direcției de Protecție a Copilului și Persoanelor Vârstnice, UOL, care, instituție care este în subordinea Consiliului Județean. Am avut de fiecare dată deschidere, dar lucrurile au fost limitate la intervenția unor bunuri sau a unor reparații de suprafață lavabile. Adică și minore, intervenții minore. Da. Și aceste investiții la ce sumă au ajuns? N-am un quantum al lor, dacă într-o altă emisiune, bineînțeles, dacă mai doriți să mă invitați, voi detalia și voi putea să vă spun exact. Aceste școli ajutătoare de la Balș, le-ați modernizat, ați intervenit într-un vreun fel? Atât și școala ajutătoare Balș, dar și școala profesională Balș, pentru că într-una sunt ținuți copiii cu probleme până devin majori, iar în cealaltă au fost instituționalizați copiii care au crescut de într-o școală și au ajuns și încearcă prin diverse activități să fie reintegrați în societate. Au fost ambele școli au fost modernizate pe bani europeni. Da, e foarte important și acest lucru, pentru că de foarte multe ori nu s-a discutat și nici în presă, vă recunosc, despre aceste grupuri sociale defavorizate, pentru că nu e ușor să duci povara unei boli de asemenea gene. Vreau să vă întreb dacă la nivel de județul Olt sunt suficiente centrele acestea de îngrijire pentru bătrâni sau vi se pare că ar mai fi nevoie de construcția altor centre și unde anume? În județul Olt, pe raza județului Olt. Să știți că lucrurile sunt complicate, adică de ce sigur sunt complicate? De centre mai este nevoie. Ideea e cine le finanțează, pentru că după ce construiești un centru, trebuie să-l bagi ca să ai finanțare de la bugetul de stat, de la Ministerul Muncii, trebuie să-l bagi într-un anumit regim, trebuie să îndeplinească anumite condiții și abia după 2-3 ani el intră și este finanțat. Noi am modificat o serie de activități a unor centre astfel încât ele să poată fi finanțate de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, iar lucrurile, să știți că merg foarte greu. Și de ce avem centre? Poftiți? De ce merg foarte greu? Pentru că asta este procedura de acreditare. Sunt niște servicii speciale, vă dați seama că nu oricine poate să spună că, domnule, dați-mi bani pentru că eu o să mă apuc de mâine să instituționalizez copii singuri la care n-au părinți, orfani sau mai știu eu ce, sau care au anumite probleme. Anumite condiții și bineînțeles că procedura este foarte greoaie. Ce pot să vă spun că noi mai avem o serie de centre nereabilitate pe care pe exercițiu bugetar european următor, cum se va da drumul la axa socială pe programul operațional regional, vom încerca să modernizăm și aceste cămine și centre. Este vorba despre Folcoiu, Corabia și Balș, care încă nu am reușit și să... Și cam când ar începe aceste... Noi suntem pregătiți, avem studiile de fezabilitate pregătite, cum va apărea ghidul solicitantului și vor curge termenele, toate aceste proiecte vor fi depuse astfel încât și aceste centre ultimele ale direcției să fie reabilitate pe bani europeni. Aș vrea un pic să vorbim despre exercițiu pe final de discuție. Aș vrea să vorbim un pic pe acest exercițiu bugetar din 2016, ce proiecte sunt și către ce se îndreaptă Consiliul Județean în realizarea acestor proiecte. Bineînțeles, ca și în primul exercițiu bugetar european, ne vom îndrepta atenția către toate axele posibile. Nu este vorba doar despre programul operațional regional, așa cum v-am spus, avem proiecte deja depuse pe transfrontaliere România-Bulgaria. Oltul, datorită faptului că are ieșire la Dunăre, va mai avea acces și pe SWERD, adică pe programul de dezvoltare a strategiei Dunării, și acolo o să avem o serie de proiecte pe infrastructură, dar și sociale, pe care le vom depune, și bineînțeles rămân mare parte din proiecte tot pe programul operațional regional și vom încerca să accesăm pe
deja avem drumuri făcute, SF-urile și depuse acolo și așteptăm să vedem eligibilitatea lor pe infrastructura rutieră, infrastructura socială, așa cum v-am spus mai devreme, restul căminelor de reabilitat, pe cultură încercăm să vedem ce mai putem în funcție de apariția ghidului, ce, din păcate, pe sănătate, nu toți banii care au venit pe sănătate, la nivelul strategiei naționale s-a stabilit să facă acele spitale regionale de care sunt convins că ați auzit și nu vor exista bani pentru sănătate. Doar pe programul operațional regional, pe eficiența energetică, noi vom încerca să reabilităm clădirile instituțiilor publice și prioritatea noastră numărul 1, pe care am spus-o și în alte dăți, este reabilitarea clădirilor Spitalului Județean de Urgență Slatina. Da, domnul vicepreședinte, vreau să vă întreb un lucru și cred că sunt în asentimentul tuturor telespectatorilor. Cât de mult ne ajută pe noi sau la ce ar fi ele folositoare aceste spitale regionale? Hai să vedem punctul de vedere al unei autorități județene. Cum ați vedea dumneavoastră beneficiul acesta al construcției spitalului regional? Pentru că foarte mulți sunt contra acestei idei și poate că n-au cunoștințele necesare sau nu-și dau seama de ce ar fi util aceste spitale, aceste instituții. Dacă mă întrebați pe mine ca reprezentant al Consiliului Județean Olt, nici eu nu sunt de acord, aș fi preferat să lase banii la dispoziția OAT-urilor județene, astfel încât să putem să aducem la standarde normale, pentru că nu sunt niște minuni ceea ce se întâmplă în urma investițiilor pe care le facem. Așa e normal să existe, nu cum este acum. Ar trebui să lase banii astfel încât toate spitalele... Și exact cum ați zis, că sunt în asentimentul nostru, nu se fac pocnind din degete. Nu se fac pocnind din degete și nu se întâmplă nimic anormal. Adică faptul că acolo ai un perete cu lavabilă, curat, cu geam termopan, cu un calorifer care merge și produce căldură, cu un televizor, sau cu tot ceea ce ține, sau cu un pad normal, nu cu o saltea ruptă și corojit sau mai știu eu cum, alea sunt condiții normale, nu se întâmplă nimic nefiresc. Aș fi lăsat banii astfel încât toate spitalele județene să ajungă la un anumit nivel. Păi și cred că era important. Da, dar și așa... să fi fost mobilul acestei lansări de această idee, privind această idee de... Cred, din câte am văzut și eu în discuțiile publice, mobilul acestor spitale regionale a fost astfel încât cazurile mai complicate să fie tratate în aceste spitale regionale și să nu mai ajungă toate la București. Așa cum bine știți, nu numai în județul, peste tot se întâmplă atunci când un caz deja depășește competența, să zic, profesională, nu avem noi specialiști de așa natură sau aparatura medicală care o avem în spital, imediat acel caz este transferat către București. Da, domnul vicepreședinte. Și atunci acele spitale regionale ar degreva Bucureștiul de toate aceste cazuri și atunci când ai un caz mai complicat la nivelul județului, îl trimiți către spitalul regional, unde acolo vor fi niște secții cu aceste cazuri mai complicate. Da, domnul vicepreședinte, știți foarte bine și dumneavoastră că aveți o vârstă și ați petrecut și perioada de dinainte de 90. Existau și există și acum, la ora actuală, aceste centre universitare. De regulă, când depășește competența unui medic de aici, din județul Olt, normal că îl deferează unui centru universitar. Deci nu văd o prea mare diferență că ar putea să existe cu înființarea acestor spitale regionale. Vă rog. Și eu vă spun la fel. Nu. Și eu aș fi văzut ca banii să fie lăsați la dispoziția OAT-urilor, astfel încât fiecare spital județean să ajungă la un anumit nivel. Da, cred că acum, era important pentru sănătatea românilor. Da, acum, sincer, toate aceste spitale să fie ridicate la un aceste, nivel. Această inițiativă, sincer vreau să-mi spuneți, această inițiativă considerați că oarecum v-ar încurca pe dumneavoastră? Nu, pentru că, așa cum am spus-o, bineînțeles că ne era mult mai ușor să știm că putem accesa fonduri europene pentru reabilitarea Spitalului de Urgență Slatina, dar vedeți, și fără fonduri europene, că în afară de ambulatoriul Spitalului de Urgență, restul sunt făcute prin forțe proprii ale Consiliului Județean, împreună, în anumite momente, în parteneriat cu Primăria Slatina și cu Ministerul Sănătății, reușim ușor, ușor să punem acest spital la punct, astfel încât el să asigure condiții normale pentru un act medical. Bun, și aș vrea pe ultimile minute din discuția aceasta să vă întreb un pic ce repere culturale are județul Olt la ora actuală? Unul dintre... Care să atragă
De ce nu ai, să spunem așa, și turiștii străini? Că e foarte important și Otul destul de multe tradiții. Cred că vom avea în perioada următoare, adică vom reuși să cam punem... Cam ce repere culturale? Cred că vom reuși să punem în valoare și suntem foarte atenți. Una dintre axele pe care vrem să le folosim este o axă în care să încercăm să promovăm toate aceste lucruri. Adică să pui la punct infrastructura astfel încât acel lucru să fie pus în valoare, cum este cazul proiectului făcut de către Consiliul Local Corabia și de către Primăria Corabia, la care Consiliul Județean a fost partener al acelui proiect, tocmai pentru a putea noi să asigurăm cofinanțarea acelui proiect, pentru că primăria nu și-o permitea. Cetatea Suceava a fost reabilitată, dar și drumurile până acolo, astfel încât să o pui în valoare, pentru că cetatea era la locul ei, nu s-a mișcat de acolo de mii de ani. Era izolată pentru faptul că nu avea acces. Era imposibil să ajungi cu un autocar până acolo, că nu puteai să treci cu autocarul de gropi. În momentul de față, drumul de la Națională până acolo este asigurat printr-o cale de acces asfaltată, astfel încât să poți ajungi să vizitezi cetatea. Și nu numai. La Corabia, tot un proiect al Consiliului Local Corabia, portul turistic în care Consiliul Județean a fost partener și a contribuit cu jumate din banii de cofinanțare a acelui proiect, astfel încât acel proiect să poată fi realizat. Vom avea portul turistic la Corabia, reabilitată cetatea Suceava, avem o serie de mănăstiri foarte frumoase care sunt convins că dacă ele vor fi promovate cum trebuie, vor fi destui turiști, nu numai din țară, dar și din străinătate. Și care așa, vor fi. Oricum se realizează pelerinaje pe aici. Avem muzeul județean UOL, care a fost reabilitat pe fonduri europene, partea expozițională internă, iar clădirea din afară am început anul trecut reabilitarea ei și anul acesta o vom termina și totul secțiile vor intra și vor pune în valoare, pentru că avem piese de valoare, putem să aducem printr-un schimb cu celelalte muzee piese și astfel încât lumea să participe, dar de vreo 2 ani de zile, fiind în reabilitare, toate secțiile au fost închise și am intrat în conservare. Țin să vă mulțumesc pentru participare în această seară. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât deocamdată. Lansez public invitația domnului vicepreședinte al Consiliului Județean și pentru o dată viitoare. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni noi, eu, Florin Bădescu, cu dumneavoastră, cu un alt invitat, vă spun numai bine și să auzim numai de bine. Bună seara!